Lățimea buletinului de vot este de 14 cm, iar lungimea de maxim 33 de cm. Nimeni din ei nu o să-i vedeți din timpul de lucru să meargă să facă campanie. Un nume pe care l-ați văzut la ora 2 din miniștri împărțând gazete. A fost forfotă mare la tipografia de stat din capitală, unde în data de 26 septembrie au fost tipărite primele buletine de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie. Este vorba de aproape 5500 de buletine care sunt destinate conaționalilor noștri care se află peste hotarele țării și vor vota prin corespondență la acest scrutin. Este vorba de cetățenii Republicii Moldova stabiliți în 6 țări: Statele Unite, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda și Finlanda. Prețul unui buletin de vot este de 2 lei și 70 de bani, iar pentru tipărirea lor s-au cheltuit 14.652 de lei. Peste 1.800 de moldoveni din străinătate care vor vota prin corespondență vor primi prin poștă 3 buletine de vot. Unul pentru alegerile prezidențiale din primul tur, altul pentru turul 2 în cazul în care președintele nu va fi ales din prima încercare și altul pentru referendumul constituțional. Lățimea buletinului de vot este de 14 cm, iar lungimea de maxim 33 de cm, adică puțin mai mare de o foaie A4. După ce ies de sub tipar, buletinele vor fi expediate Ministerului de Externe, care se va ocupa de repartizarea lor peste hotare. De la birou electoral a secției de votare, care se află fie în SUA, fie în Canada, fie în Suedia, urmează să fie transmis materialele pentru votarea alegătorului. După votare, alegătorul urmează să transmită buletinul de vot înapoi la secția de votare. Potrivit legislației, procedura de votare prin corespondență se încheie după ce instituția electorală repartizează plicurile cu buletinele de vot. Acest lucru ar trebui să se întâmple nu mai târziu de joi, 17 octombrie, ora 18. În cazul alegătorilor din Moldova, buletinele de vot pentru prezidențiale și referendum vor fi tipărite după ce în data de 27 septembrie vor fi prezentate la CEC listele electorale. În total vor fi deschise 2021 de secții de votare, dintre care 234 în străinătate. În cursa pentru fotoliul prezidențial s-au înscris 11 candidați, iar pentru referendum CEC a înregistrat 15 participanți. Când ar trebui miniștrii să se implice în campania electorală și dacă pot face acest lucru în afara orelor de lucru fără a degreva din funcție? Această problemă a fost pusă în discuții cu tonuri ridicate de reprezentanții PAS și ai partidului Platforma Demnitate și Adevăr în cadrul unei emisiuni de la Airlife TV, în data de 25 septembrie. Deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că miniștrii și premierul nu ar trebui să-și suspende activitatea în perioada campaniei electorale. Nimeni din ei nu o să-i vedeți din timpul de lucru să meargă să facă campanie. Nimeni nu o să-i vedeți din timpul de lucru să facă campanie. Deci ei fac campanie în afara orelor de lucru. De aceea, să spui că folosești resursa administrativă, n-ai cum în cazul ăsta, pentru că omul după lucru o face. Nici doamna președinte nu s-a suspendat și nici miniștri nu se suspendă, pentru că nu au nevoie din timpul de lucru să meargă. Pentru că în timpul de lucru, oricum nu poți face întâlniri în instituții, trebuie să faci fie la masă, fie după program. Grădinaru a mai precizat că pe timp de zi cetățenii sunt la serviciu, prin urmare se poate de discutat cu ei doar seara sau în weekend. Legea spune foarte clar, dacă vrei să te implici în campanie electorală și de ții o funcție, nu mai vorbim de funcționar public, dar dacă ai o funcție de demnitate publică, ești obligat să te suspenzi. Asta scrie legea. Nu e adevărat. Acum, pentru mine, eu mulțumesc de răspunsul domnului Grădinaru, pentru că am dezvăluit enigma de ce guvernul și parlamentul nu lucrează în ultima perioadă, pentru că nu au ore de lucru. Pentru că vezi la ora 2 cum împart gazete și miniștri, și deputați, și consilieri, și directori de prin instituții și așa mai departe. De cealaltă parte, liderul partidului Platforma DA, Dinu Plângău, susține că legislația electorală prevede cu totul altceva. Acesta a declarat că a văzut mai mulți oficiali distribuind ziare electorale în plină zi și l-a criticat inclusiv pe deputatul PAS pentru o întâlnire pe care a organizat-o în timpul zilei la o universitate. Un nume pe care l-ați văzut la ora 2 din miniștri împărțând gazete.
Unul. Eu o să vă public foto, video și așa mai departe. Dumneavoastră, că zilele trecute ați fost în instituțiile publice. În instituțiile publice, de obicei, adunați studenții, că n-ați vină studenții sâmbătă și duminică. Vină în timpul orilor de lucru, de școală sau de instituții. La ce oră v-ați dus? Săptămâna trecută. Ați pot plecat pe Facebook. Eu nu zic de alții, că spun de caz. Iată, deschidem Facebook, ați postat o fotografie. Grădinarul nu a fost de acord cu Plângău și i-a cerut să enumere funcționarii care au făcut agitații în timpul orelor de muncă. Deputatul PAS a insistat că a fost implicat în campania electorală doar în orele prânzului sau după serviciu. Potrivit codului electoral, membrii guvernului, administrația prezidențială și un șir de funcționari publici sunt obligați să degreveze din funcție sau să-și ia concediu dacă intenționează să se implice în campania electorală. Această regulă a fost necesară pentru a nu admite conflicte de interese, incompatibilități și alte restricții prevăzute de legislație, inclusiv cu scopul de a preveni utilizarea ilegală a resurselor administrative. În ultimele zile, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, și șeful cabinetului președintelui, Adrian Băluțel, fac agitație pentru Maia Sandu, candidatul PAS la prezidențiale. Băluțel a degrevat din funcție după ce Sandu s-a lansat în campanie, iar Spânu și-a luat concediu din cont propriu.